Cam începând cu ora 9:30, 21:30, 22, au început să apară tot felul de documente denigratoare. De fapt, nu denigratoare, care efectiv mincinoase, duce electoratul practic în eroare, făcute de Partidul Social Democrat, nu de Partidul Popular, Partidul PNF, Mișcarea Populară, scuzați-mă. Incident la Măgurel. Acolo, o mașină care arunca fluturași din ăștia la Măgurele, a fost, de fapt, a trecut întâi pe la Robert, pe la Lipănești, a aruncat, Robert l-a anunțat pe Vasilică Diaconu, Vasilică a păzit acolo în comună împreună cu echipa noastră, au identificat acel autoturism, care a fugit, a luat-o prin Slănic, de fapt, l-au urmărit, au luat-o prin Slănic, prin Plopeni, au ajuns în Ploiești. Între timp, cei din acea mașină au dat telefon la cei din PSD și s-au trezit respectivul membru al nostru în spate cu vreo 20 de mașini de la PSD. Eu știu ce înseamnă asta, că am trăit și în 2008 și în 2012 cu PSD-ul în cărcă. Și o să vă spun o dată și de 2008, de incidentul acela. În momentul acela, eu am ajuns și efectiv i-am văzut. Nu știam cine e în mașină, nu știam. Eu nu știam decât aveam legătura cu Vasilica, l-am sunat și i-am spus, spune-le să fugă, că ăștia dacă îl prind, îl omoară cu bătaie. Că așa s-a întâmplat de fiecare dată cu PSD-ul. Membru nostru a intrat cu mașina la poliție, chiar în curte, pe Voilor. În momentul în care toate celelalte mașini s-au oprit și au blocat poarta la poliție. Polițistul care era acolo de bază a scos pistolul și, bineînțeles, în loc să-i invite înăuntru, că asta ar fi trebuit să facă, să-i bage pe toți acolo înăuntru ca să poată după aia să vadă cine e vinovatul, a scos pistolul și a plecat de acolo. Timp de vreo 2 ore am stat la poliție, i-a luat pe cei doi și i-a pus să dea declarație. Între timp a venit și colegul meu, Nicolae Alexandrin, cu un alt incident din Ploiești, De care o să povestesc. pe care o să povestească el. După 2 ore, când colegii noștri de la Măgurele au ieșit, au plecat și mașinile de poliție, cu sirene și cu girofare date drumul, să-i prindă pe cei care au alergat. Au vrut să prindă colegii noștri, să blocheze cu mașina. Vreau să vă spun că și în marea majoritatea dumneavoastră știți foarte bine că noi am mai trecut prin evenimente de astea. În 2008, dacă vă aduceți aminte, aceeași echipă a PSD-ului, condusă de atunci, la momentul respectiv, de Alexe și de Vlădus Cozma, m-au blocat pe mine, pe DN1A, mi-au spart mașinile, o mașină, un auto utilitară, un Mercedes, chiar nici nu am mai avut ce să mai fac din ea, că a tăiat-o cu toporul, a făcut-o bucățele. Cred că vă aduceți aminte. Și după acel incident, noi am făcut plângere împotriva PSD-ului, împotriva lui Vlăduț, Cozma, Alexe și cei care mai erau acolo. Și domnul procuror Gârbean, pentru că așa a spus el că nu are probe, a dat NGPR-a urmăririi penale. Probe fiind clare, înregistrările după DN1, camerelor după DN1, au identificat un autoturism care al firmei Conti, care a fost reparat fără autorizație de reparație dată de poliție. Asta a găsit-o poliția din Ploiești. Și cu toate astea nu s-a întâmplat nimic, s-a dat începerea urmăririi penale. În 2012 am pățit același lucru, de asta împreună cu colegii mei am căzut de acord să vă invităm să vă spunem că nu am vrea să mai trecem prin incidentele prin care am trecut în 2008 și în 2012. PSD-ul astăzi vrea să facă același lucru, numai că astăzi. Noi am crezut că dacă Vlad Cozma, Alexe, au probleme cu legea și nu se mai bagă, o să fie o campanie cinstită. Dar a apărut o doamnă, Laura Moagher se numește, care aseară, azi noapte, era cu mâna legată de gât la poliție și stătea acolo împreună cu, nu știu dacă sunt membrii de partid ai PSD-ului, dar oricum
Sunt niște oameni care chiar nu-mi face plăcere să nici măcar să-i văd mai mult de atât, chiar să îi și cunosc. Erau parcați cu mașinile în fața poliției. Nimeni nu i-a întrebat nimic. Nimeni nu i-a întrebat nimic. În momentul în care mașinile poliției au ieșit după ce s-a terminat declarația, nu mai era nimeni în fața poliției. Au fost informați, probabil. De asemenea, am stat până la ora 5:30 în Ploiești. Nu am întâlnit o mașină a poliției. Era o singură mașină a poliției comunitare care era la lângă AFI. În schimb, în fața PSD-ului, erau foarte mulți tineri și bunele persoane pe care le cunoaștem în urmă cu 4 ani, cu care noi efectiv am avut probleme în campania electorală.